A 10-a ediție Race for the Cure a Fundației Renașterea se va desfășura sâmbătă, 8 iunie, în capitală. Acesta este un eveniment dedicat prevenției și depistării precoce a cancerelor feminine în România și susținerii persoanelor bolnave prin donații. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile și peruci din păr natural pentru pacientele și copiii diagnosticați cu cancer. Cursa va avea ca punct de plecare rondul Kiselev. Race for the Cure este cea mai mare cursă internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva acestei boli, iar anul trecut la București au participat peste 3.000 de persoane. La evenimentul de anunțare a celei de-a 10-a ediții în țara noastră, am întâlnit-o pe Loredana Popescu, ce anul acesta celebrează 18 ani de la renaștere, de la momentul în care s-a vindecat de cancer la sân. Loredana Popescu, bine ai venit la Oamenii Timpului. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația să te deschizi în fața camerelor. Mulțumesc pentru invitație și este o bucurie pentru mine să apar la emisiunea ta. De asemenea, e partea a ceea ce îmi doresc eu să fac în partea asta socială și de implicare socială. E o chestiune de suflet și cred că mă definește într-un fel. Și e important să afle și alții povestea mea, pentru că îmi doresc să fie inspirațională și chiar dacă ea la început a fost despre un lucru pe care nu-l dorim nimănui, totuși finalul e fericit. În 2006 ai fost diagnosticată cu cancer, aveai doar 31 de ani. Aș vrea să te întreb pentru început, în ce moment al vieții erai? Eram într-un moment de ascensiune, eram șef de birou la o companie de electricitate, mă înscrisesem la doctorat, predam la facultate și mi se părea că nimic nu mă mai poate opri. Și tocmai în momentul ăsta, organismul meu, probabil că și-am muncit mult, m-am stresat foarte mult, mi-a dat un semnal. Și semnalul a fost un nodul care a apărut în primăvara lui 2006 la sânul drept, care m-a făcut să-mi pun întrebări despre starea mea de sănătate. Am mers să mă controlez local la un Râmnicu Vâlcea, de unde sunt eu, la Spitalul Județean. Da. Și mi-au zis că totul e ok, că sunt tânără și că nu poate să fie ceva grav. Mi s-a dat un... cred că era un unguent, ceva de genul. Și feeling-ul meu a fost că trebuie să merg mai departe. Eu întotdeauna am zis că e bine să ieși o a doua opinie într-o chestiune care e legată de tine și de sănătatea ta. Și atunci am venit la București, iar aici la Institutul Oncologic și mi s-a spus că până nu operează și nu văd de ce natură este nodulul, nu poate să-mi dea un verdict, să pună un diagnostic clar. Și ăsta a fost un moment în care am început să-mi pun întrebări și am venit, mi-am făcut operația chiar în octombrie 2006. Deși nu erai sigură că e cancer. Da. Deci, ai avut curaj chiar... să faci această operație da. la 31 de da. Ani. Da. Chiar în documentele medicale era menționat tumoră clinic benignă. Și în momentul în care chirurgul a deschis și a văzut despre ce e vorba, de fapt era un nodul malign. Nu vreau să intru în termen medical, că ei sunt specifici domeniului, dar ideea e că a fost nevoie de tratament, de operație, de tratament. Tratamentul oncologic este de lungă durată, am făcut 6 luni chimioterapie, 6 cure de chimioterapie și apoi radioterapie. Fiind un cancer triplu negativ, nu a mai fost nevoie ulterior de alte tratamente. Ce înseamnă triplu negativ? Tumora nu este dependentă, hormonodependentă. Sunt niște estrogen, progesteron și așa mai departe. Sunt niște termeni specifici medicali. Și atunci, pe vremea aceea, nu exista un tratament și nici acum nu există, de fapt, un tratament decât imunoterapie specific pentru triplă negativitate. Și sunt 18 ani de atunci și sunt bine. Adică, cumva, povestea asta
legată de cancerul triplu negativ s-a încheiat atunci, 2006-2007, cât a durat tratamentul. Te-ai operat aici în București, spuneai? Da, da, la Institutul Oncologic și eu am mare încredere în medicina din România și medicii din România. Adică eu am beneficiat de un tratament de înaltă calitate. Ulterior am fost să-mi fac o verificare și în Franța și chiar mi-au zis medicii de acolo că ce mi-au făcut în România mi-ar fi făcut și ei și că am ales foarte bine. Erai foarte tânără. Ce spuneau medicii în momentul în care ai luat contact cu ei? Și acum mi-aduc aminte momentul în care, după operație, profesorul care m-a operat nu a putut să-mi spună și în echipa lui era un rezident arab și... vorbind o română așa mai stricată, ca să zic așa, o să fie bine după tratament, așa o chestie din asta a fost și mi-am dat seama atunci, după spusele rezidentului, că ceva e neregulă, da. Dacă mi-a zis că e vorba despre tratament. Apoi, a doua zi, mi s-a comunicat diagnosticul, mi s-a spus că am 3 zile să plâng și după aia trebuie să vin să fac tratamentul. Și chiar așa a fost. Ce m-a șocat foarte mult, că mi-a spus medicul chirurg că 95% din vindecare ține de psihic. Și mi s-a părut neadevărat la momentul ăsta. Și chiar i-am zis, dar cum puteți să spuneți că 95% din vindecare poate să țină de psihic? Și a zis, o să vezi. Și într-adevăr, după 18 ani de zile, îi dau dreptate a profesorului Blidaru, că a avut dreptate. Psihicul a jucat un rol important în supraviețuirea mea și asta cred că nu mi se datorează numai mie, ci și oamenilor și lucrurilor de care m-am înconjurat. Am încercat să mă înconjur tot timpul de oameni pozitivi, am încercat să aleg acele activități, inclusiv în cariera profesională, care să-mi dea satisfacție și să mă motiveze. Și cred că e un lucru foarte important ca în viață să faci ceea ce-ți place. Și din acest punct de vedere sunt norocoasă că am ales cariera universitară, care mi-a permis să mă și dezvolt din punct de vedere profesional și care îmi dă și satisfacții legate de motivație, de împlinire. Adică chiar simt că fac ceva important pentru societate și pentru studenți, pentru tineri. Și asta e foarte important. Pentru că ai menționat acest fapt, vorbea profesorul de tratament post-operator, nu? Adică ai dreptul să plângi 3 zile și după aceea să te preocupe 100% tratamentul, pentru că trebuie, aici e nevoie de ajutorul tău, de propriul tău ajutor pe care trebuie să ți-l oferi. Mie mi se pare că în povestea asta fiecare pacient oncologic este el și povestea lui. Și că, indiferent dacă încercăm să generalizăm sau să, nu știu, să ne punem în pielea celuilalt pacient, să zic așa, fiecare cu povestea lui. Și atunci e important să-ți urmezi tratamentul și asta a urmat după operație, a urmat tratamentul cu chimioterapie și apoi partea de radioterapie, dar eu am considerat că e foarte important să fac ce ține de mine și ceea ce îmi recomandă medicii. Am avut mare încredere în medicii care m-au tratat. Și e dovada via faptului că... Ești aici cu noi. Exact, sunt aici cu voi și că totul a fost bine în final. Cât de greu a fost tratamentul? Cum a fost trecerea ta prin acea perioadă? Cum se suportă de către o femeie tânără un astfel de tratament? Da, chimioterapia mi s-a părut mai grea pentru că nici nu ți se oferă foarte multe informații despre ce trebuie să faci, ce trebuie să mănânci, cum să te hidratezi. Cum să-ți schimbi regimul de viață, dacă e... Contează asta. Chestia asta, da. E foarte important să te odihnești mai mult, să, nu știu, hrana. Să te recreezi, da. Foarte importantă e hidratarea. Pentru mine a fost foarte importantă pe perioada chimioterapiei și primele 2 ședințe n-am știut chestia asta și mi-a fost destul de rău. Dar ulterior m-am adaptat și am început să tolerez mult mai bine tratamentul. Am avut noroc de suportul familiei și suportul prietenilor, care tot timpul mi-au fost aproape. Eu nu am ascuns faptul că am urmat un tratament oncologic, pentru că nu era un lucru de care să-mi fie rușine, da. Ci a fost un lucru care s-a întâmplat pur și simplu. Nici acum nu regret că am făcut public lucrul acesta, pentru că e important să motivez și pe alții și să-i ajut și pe alții să treacă prin această poveste. Apoi a urmat radioterapia, pe care am tolerat-o mult mai ușor
și care a constat în 25 de ședințe de radiere și cam asta a fost povestea mea legată de parcursul ăsta, parcursul tratamentului oncologic. L-ai făcut la Râmnicu Vâlcea sau te-ai mutat deja în București? Nu, tratamentul l-am urmat la București. La București. Da, veneai de fiecare dată? Da, veneam la 3 săptămâni sau la partea de chimioterapie, iar la radioterapie am locuit în București la o prietenă foarte bună. Pentru că, v-am spus, pentru mine a fost foarte important suportul prietenilor. Chiar de fiecare dată mă scoteau în oraș, chiar dacă aveam perucă, chiar dacă purtam o bandană pe cap sau nu am avut probleme de genul ăsta, că mie nu mi s-a... Nu, asta mi se părea ultima problemă. Cu toate că, na, părul ține de feminitate și atunci e important să ai și un păr frumos, dar în momentul respectiv, cred că sănătatea era primordială. Dar după aceea l-ai recuperat și ai ajuns să donezi la rândul tău. Da, da, e o campanie de suflet asta și acum strâng păr de la pacientele din Râmnicu Vâlcea care fie au trecut, fie vor să ajute paciente oncologice. Am participat chiar la prima campanie Vieți Împletite a Fundației Renașterea și a fost un moment foarte emoționant pentru mine și acum mi-aduc aminte și e o chestie care îmi dă... Mi-a dat putere cumva așa să pot să ajut și să mă motiveze să ajut mai departe fetele care pierd părul și trec prin momentul ăsta dificil. Dacă tot ai menționat, cum te-ai întâlnit cu Fundația Renașterea? Cum ai luat primul contact? Primul contact cu Fundația Renașterea l-am luat în 2006. Era navigator de pacienți la Institutul Oncologic, am cunoscut-o pe doamna Victoria Sanache. Este navigator de pacient oncologic, ulterior am făcut și cu dânsa cursul și așa am ajuns să apelez la ajutor, la suportul și ajutorul lor. M-am integrat în grupuri de suport și în activitățile pe care le-au desfășurat pentru pacientele oncologice la nivelul fundației. De asemenea, Fundația Renașterea este parte a Europa Dona, care e Asociația Europeană de Luptă împotriva Cancerului de Sân și fiind o pacientă tânără la 31 de ani, am fost parte a Young Woman Network, o rețea practic de fete de supraviețuitoare tinere și ne întâlneam în Europa o dată de două ori pe an în tot felul de activități. Am urcat împreună cu ele chiar într-o acțiune care se numea Climbing for Solidarity la 4.000 de metri în Elveția, la Breithorn, de două ori am urcat. Și a fost impresionant să întâlnești fete din toată Europa. Am participat și în Statele Unite la activități legate de cancerul de sân și în Europa și mi se pare importantă și partea asta de conștientizare, de awareness pe care o fac ONG-urile din România, dar și cele din afară. În afară sunt mult mai puternice, dar există și altă educație și oamenii sunt altfel informați și privesc cu mai multă detașare genul ăsta de diagnostic. Din păcate, femeile din România încă nu sunt educate în sensul acesta și văd încă o boală oncologică, o asociază cu... eu știu, cu moartea sau cu lucruri negative. Da, pentru că probabil ajung foarte târziu unele dintre ele la medic și atunci pun un semn de egal între cancer și moarte. Da, da. Aș vrea să nu pierd momentul, pentru că vorbeai de vindecare și aș vrea să te întreb cu ce fel de stări se confruntă supraviețuitorii după vindecare? Cum e întoarcerea lor în câmpul muncii, în reluarea activității, ce se schimbă? Da. Imaginez că e o poveste. Da. Sunt niște lecții de învățat. Din păcate, foarte multe femei care primesc diagnostic oncologic au problema asta a reintegrării în viața socială. Sunt femei care sunt și abandonate de soți, de iubiți și atunci trauma psihică e mult mai mare. De aceea e foarte important să apelezi la ONG-uri, la fundații, la psiholog, la preot, la orice te ajută să depășești genul ăsta de moment dificil. Dar
genul de fundație, cum este Fundația Renașterea, care are tot felul de ateliere, de activități și de lucruri benefice pentru pacientul oncologic, cred că sunt importante. Și niciodată, întotdeauna trebuie să apelăm la genul ăsta de lucruri. La ajutor, să nu ne închidem odată cu primirea unui astfel de diagnostic. Da. Da, dar aici e vorba și de unde locuiești, de accesul la informație. Da. Chiar mi-aduc aminte că la Institutul Oncologic, în momentul când m-am operat eu acum 18 ani, majoritatea femeilor erau din mediul urban, erau femei intelectuale. Cred că accesul femeilor cu genul ăsta de probleme sau accesul la sistemul de sănătate e mult mai facil în mediul urban și mult mai dificil pentru femeile din mediul rural. Iar ceea ce face Fundația Renașterea prin caravana mobilă mi se pare un lucru extraordinar. Eu cred că ar trebui mult mai multe ONG-uri să practice genul ăsta de acțiuni, să meargă în mediul rural și să se îngrijească și de femeile din mediul rural care locuiesc poate la 100 de kilometri de reședința de județ, nu au acces la o ecografie mamară sau la un mamograf și atunci e foarte complicat. Ca să nu mai vorbim de transport și de tot ce înseamnă accesul la infrastructura medicală. Da, Fundația Renaștere are câteva programe prin care suportă integral costul, începând de la testul efectuat, diagnostic, tratament și înapoi acasă. Cum a fost pentru tine întoarcerea în câmpul muncii? Ai schimbat ceva din punctul ăsta de vedere? Da, aici a fost așa, adică a fost o poveste pe care mulți care muncesc foarte mult în ziua de azi pot să o ia ca exemplu. În sensul în care, înainte să mă îmbolnăvesc, munceam foarte mult. Eram șef de birou la o companie de electricitate. Eram lector la o universitate. Mă ocupam și de alte activități. Mi se părea că sunt foarte în forță și foarte puternică și că pot să le duc pe toate. Și acest diagnostic m-a făcut să mă regândesc planurile de carieră, planurile de viață și să-mi dau seama că cel mai important e să fii sănătos și să faci lucrurile care cu adevărat îți aduc împlinire sufletească și am ales cariera universitară și nu regret, este o alegere înțeleaptă și nu numai înțeleaptă, dar care mă motivează și mă împlinește sufletește. Da. Există persoane care se plâng în urma tratamentului, sunt o serie de efecte care se produc în organismul uman. Sunt persoane care se plâng că nu mai au un intelect atât de capabil ca înainte, obosesc mai mult. Angajatorii observă lucrul ăsta și încearcă să se detașeze sau să ocolească situațiile respective. Da, am întâlnit și paciente care s-au confruntat cu genul ăsta de probleme, adică au fost nevoite să-și schimbe locul de muncă sau să lucreze part-time sau să lucreze mai puțin sau să abandoneze. Sunt multe paciente care preferă să se pensioneze pe caz de boală, să se pensioneze medical, pentru că nu mai sunt capabile și nu se mai pot integra în câmpul muncii. Rigorile poate jobului sunt înalte și atunci e foarte greu să faci față. Și aici militez pentru înțelegere și pentru o integrare treptată a pacientului oncologic în câmpul muncii. Eu sunt un caz fericit, adică angajatorii mei chiar au empatizat și au fost foarte deschiși și niciodată nu mi-au impus lucruri, adică am beneficiat de timp ca să merg să-mi fac tratament, niciodată nu am avut probleme de genul acesta, dar sunt și cazuri în care practic, pe lângă faptul că tu te confrunți cu o problemă oncologică, trebuie să te și gândești că trebuie să-mi schimbi locul de muncă, trebuie să-mi schimbi jobul, trebuie să-mi schimbi cariera și atunci se amplifică, practic, problemele pacientelor oncologice. E foarte important suportul familiei în aceste momente, dar sunt și paciente care se confruntă inclusiv cu probleme familiale și de abandon și atunci e mai complicat. Cu atât mai mult cu cât e nevoie de acest echilibru de care vorbești, acest echilibru psihologic care este dat de toată susținerea de care trebuie orice persoană aflată în situația asta să beneficieze. Te-am văzut într-un testimonial spunând că e foarte important să fii atent la semnele pe care ți le arată corpul. Ori la 31 de ani, îmi imaginez că te crezi așa, de fapt am trecut și eu pe acolo.
nu știu, cel puțin femeile au, simt că au o capacitate de muncă extraordinară și că sunt imbatabile. Chiar există semne? Da, eu mi-am descoperit nodulul la sân prin autopalpare, adică pur și simplu la duș mi l-am descoperit și recomand tuturor femeilor să fie atente cu organismul lor și spun chestia asta de fiecare dată. Mai ales noi femeile trebuie să fim atente cu corpul nostru și să vedem că dacă e ceva care nu e în regulă, se ceva modificat, trebuie să mergem la medic. Nu trebuie să stăm ca problemele de sănătate să se agraveze. Și eu militez pentru lucrul ăsta și chiar dacă nu ai probleme, anual trebuie să mergi să-ți faci controle. E de bun simț, zic eu, și ține de educația noastră de sănătate. Și e foarte important să fii atent cu organismul tău, cu corpul tău, și când îți dă semnale să mergi la medic, dar și anual să-ți faci analizele uzuale și, evident, femeile, control ginecologic, ecografie și după 40 de ani și mamografie. Da. Uite, în cazul tău situația este una fericită pentru că tu nu ai stat la primul diagnostic, ai avut inteligența să mai cere o a doua părere care practic ți-a salvat viața, nu? Da, da, pentru că mie mi se pare că fiecare om are un feeling, un simte că deci ceva... Deci odată la exact, interior și odată la exterior, da, și... Eu așa am simțit că trebuie să merg mai departe și că, de fapt, nu e ce trebuie. Și am venit la București și, într-adevăr, s-a dovedit că diagnosticul pus în provincie, la Râncovecea, nu era cel care s-a dovedit în final a fi cel adevărat. Am menționat despre echilibrul psihic de după, dar înainte, noi putem spune că această boală este una de ordin psihic sau, nu știu, lucrurile care ni se întâmplă din acest punct de vedere ne trag atât de mult în jos încât uneori ajungem să ne îmbolnăvim din cauza asta? Da, e o întrebare destul de complicată. Motivele sunt mai multe. Poate să fie și de natură, evident, psihică, dar poate să fie și de natură genetică. De exemplu, în familia mamei mele, persoane care au avut cancer de sân și atunci e și bagajul genetic pe care îl avem și eu îndemn persoanele care au în familie cazuri de cancer să se controleze mult mai atent, să se controleze mult mai atent. Însă din acest punct de vedere e foarte important să-ți menții acest echilibru psihic și să faci lucruri care te aduc pe linia de plutire în momentul când simți că ești obosit, că te simți stresat. De exemplu, eu fac foarte mult sport, merg la sală, fac pilates, mă plimb, ascult muzică, merg la concerte, citesc, fac lucruri care mă ajută să mă reechilibrez, ca să spun așa. Asta că tot vorbeam despre stilul de viață de după, dar poate că și înainte ar trebui să ne gândim înainte să ne luăm atâtea angajamente de ordin profesional, că celelalte personale nu țin numai de noi. Poate ar trebui să fim atente la... acest aspect al vieții noastre. Vorbeam de asistență psihologică, dar tu ai avut parte și de asistență spirituală, de asistența unui preot. Așa este în toată povestea asta. Da, eu, de exemplu, nu am mers la psiholog. Nu am avut nevoie să merg la psiholog. Am participat la grupuri de suport, atât grupul de suport de la Fundația Renașterea, cât și un grup de suport local la Via în Roz, din Râmnicu-Vâlcea. Pe mine m-a ajutat foarte mult preotul, duhovnicul meu, părintele Ioanichie de la Frăsinei, care mi-a fost aproape în tot acest drum, în tot acest parcurs, care a fost un drum greu. Săptămânal mergeam și la Taina Sfântului Maslu. Pe tipul tratamentului mă împărtășea și mă spovedea în fiecare săptămână și am parcurs mult mai ușor tratamentul, zic eu, și cred că el a avut o contribuție destul de mare. A știut să mă îndrume, a știut să mă încurajeze, a știut să mă motiveze și nu am avut nevoie să merg la psiholog în perioada aia, dar m-a ajutat foarte mult. Ai simțit ajutorul divin? Da, am simțit ajutorul divin și în momentul când am aflat diagnosticul, mă rugam la foarte mulți sfinți, dar nu găsisem așa un sfânt care să fie apropiat sufletului meu. E o poveste pe care n-am spus-o de multe ori, dar fiind la Trinitas pot să o spun.
Și în momentul când am terminat chimioterapia, radioterapia, am mers la o mătușă în Franța să-mi fac o investigație care acum se face și în România, se numește PET-CT. Și dimineața, când să mă trezesc să plec spre investigație, am visat că eram cu mama mea în podul unei case și a apărut o icoană, era Sfântul Nectarie, care ținea un copil în brațe. Și întotdeauna m-am întrebat ce o fi chestia asta. A fost ca un semn când m-am trezit. Și când m-am dus, mi-au zis exact ce am povestit la început, că nu mai am nimic, nu mai este nicio celulă canceroasă, să am scăpat de cancer și a zis să le mulțumesc medicilor care m-au tratat aici în România și atunci mi-am dat seama că era Sfântul Nectarie. Eu mă rugam, dar mă rugam la mai mulți sfinți, nu eram, n-aveam un sfânt preferat și atunci în toamna aia țin minte că am fost pentru prima dată la Eghina, mergeam și aici în București la Radu Vodă și mă rugam de fiecare dată, dar de atunci Sfântul Nectarie l-am și în dormitor și întotdeauna mă rog la Sfântul Nectarie și îl consider protectorul meu și vindecătorul meu. Cum a fost la Eghina? Foarte frumos și emoționant. Cum ai plecat? Povestește-mi puțin despre starea ta. Păi am plecat să-i mulțumesc Sfântului Nectarie că m-a salvat, pentru că eu îl consider că acel copil din vis pe care îl ținea Sfântul Nectarie în brațe eram eu, de fapt. Și asta a însemnat că, de fapt, am scăpat de boală. Și a fost emoționant. Am plecat cu mama mea într-o excursie organizată de Arhiepiscopia Râmnicului și, mă rog, și a fost, într-adevăr, și mă duc de fiecare dată la Eghina, mi se pare așa un loc minunat și Sfântul Nectarie are un loc aparte în sufletul meu și în viața mea și cred că îi datorez o parte din vindecare și e Sfântul meu de suflet, chiar dacă mă rog și la Maica Domnului, că pe mine mă cheamă și Maria și primul meu nume de botez este Maria, așa este. Dar Sfântul Nectarie chiar m-a ajutat în perioada aia și i-am simțit fără doar și fără tăgadă, puterea, ajutorul și o simt și acum, adică nu, de fiecare dată când mă rog la el, întotdeauna îi simt ajutor. Cum e viața ta, Loredana, după așa o istorie? Cum e acum, la 18 ani de atunci? Păi mă simt, deci eu măsor viața, sunt anii mei biologici, să zicem, cei 49 de ani, dar și cei 18 ani de când m-am vindecat de cancer. Și sunt recunoscătoare pentru fiecare zi, pentru fiecare moment important din viața mea și mă consider un om normal, adică am încercat să fac lucruri normale, am încercat să-mi văd de viața mea, niciodată nu mi-a plăcut să mă vadă lumea altfel decât un om absolut normal care a trecut printr-o poveste. Eu cancerul l-am văzut ca o boală ca oricare alta, care se vindecă. Dacă mă întrebați de momentul respectiv, niciodată nu mi-a trecut prin cap ideea de moarte, dar nici măcar o clipă întotdeauna. Ce important da, este foarte important. M-am setat pe chestia asta, am zis, eu sunt ca pe marginea unei păpastii. Într-o păpastie poți să cazi sau poți să te lupți să te ridici. Și am preferat să mă ridic. Dar sunt un om normal, adică fac lucruri normale, nu am un regim de viață care să se schimbe și care să mă facă să mă simt frustrată de la... Într-adevăr, am grijă ce mănânc, fac mișcare, am grijă să dorm cât trebuie, adică la 10 seara de obicei mă bag în pat și am grijă să dorm cel 8 ore. Nu mai muncesc atât de mult, nu mai mă implic în proiecte care înseamnă, eu știu, multă muncă, mult stres, multă răspundere. Da, mie mi se pare că pe tot parcursul interviului a avut ochii în lacrimi. Da. Așa e? Nu neapărat, dar am rememorat lucruri, ca și cum aș retrăi. Eu sunt genul de om care trăiesc foarte intens prezentul și mă uit în viitor, adică trecutul îl povestesc sau îl rememorez, ca să spun așa, doar pentru a scoate în evidență părțile pozitive și părțile bune și care m-au determinat să merg mai departe, care au fost ca un motor, practic, pentru a merge mai departe. Dar mie mi se pare că în viața, în general, oamenii deștepți trăiesc prezentul și se uită în viitor. Adică trecutul nu prea îl putem schimba, dar nici nu putem să ne disociem de el, pentru că trebuie să ne tragem învățămintele și lecțiile de viață, care sunt importante în evoluția noastră. Da. Se simte o demnitate cu care ai purtat și porți în continuare această istorie după tine? Da, nu am o problemă să vorbesc despre acest lucru.
Și nu, eu sunt, militez pentru normalitate în toată povestea asta. Adică nu mi-a plăcut niciodată să pozez în victimă, nu mi-a plăcut niciodată ca ceilalți să mă vadă, vai, cât de greu ți-e săraca sau să-mi plângă cineva de milă. Mie mi se pare un lucru care nu este eficient, mai ales pentru pacientul oncologic, ci din contră, îl adâncește mai mult, îl face să se simtă cumva, nu știu dacă discriminat e cuvântul, dar cumva să se simtă marginalizat și să se simtă că nu e altfel decât ceilalți. Și atunci nu e în regulă. Da, nu e o atitudine proactivă. Exact. Tu ai exact. Ales da. O cale mult mai... Da. Te-am văzut într-un testimonial în care spuneai că ai renăscut, că acela a fost momentul în urmă cu 18 ani, după operație și după acest tratament, ai renăscut. Da, ca să rotunjim această discuție. Diagnosticul ăsta a însemnat o renaștere pentru mine, prin prisma faptului că muncesc mai puțin, sunt mai empatică, sunt mult mai implicată în tot ceea ce înseamnă cauze sociale, în a ajuta aproapele, în lucruri, fac foarte multe lucruri pentru mine, pe care înainte nu le făceam. Și cred că e foarte important să învățăm că în momentele dificile din viață trebuie să ne punem pe noi pe primul loc. Adică nu să fim egoiști, dar trebuie să știm să ne setăm foarte bine prioritățile. Și cred că acum 18 ani ăla a fost un moment în care am știut să-mi setez foarte bine prioritățile din viața mea și sănătatea a fost prioritatea maximă la momentul respectiv. Și știind să-ți setez obiectivele în viață, cred că lucrurile decurg în sensul în care trebuie. Și nu mi-am risipit energia în alte lucruri, mergând la foarte mulți medici, pentru că mie mi se pare că foarte multe paciente și aici greșesc, apropo de a-ți seta obiectivele. Caută în foarte multe locuri, merg în foarte multe... Mie mi se pare că încă în domeniul ăsta al cancerului, medicina e cea care a vindecat bolnav și și-a făcut treaba. Restul sunt niște povești care de multe ori sunt împachetate foarte frumos sau... Dar nu sunt studii clinice, nu sunt lucruri științifice și eu sunt un om care cred în Dumnezeu, dar cred și în știință și cred că știința și tot ceea ce se întâmplă e lăsată de Dumnezeu, inclusiv în medicii. Da, și atunci e important să mergem la medic, să mergem la psiholog, să mergem la preot, să mergem la ceea ce credem noi că ne ajută să depășim acest moment greu. Simți că te-a afectat în plan personal această istorie? Da, e o întrebare grea. Cred că da și n-aș fi sinceră dacă aș spune că nu. Probabil că genul ăsta de boală vine și cu un fel de blocaj emoțional și asta n-am văzut numai la mine, ci și la pacientele cu care interacționez și sunt destule, pentru că e ca un sistem de autocontrol, cred că am văzut. Și atunci îți dai seama că trebuie să te protejezi pe tine și e foarte greu să mai împărtășești emoții, să mai... E un moment greu, dar pe parcurs cred că îți revii și... Adică eu mi-am revenit și duc o viață normală, dar într-adevăr a fost un blocaj emoțional atunci și cred că m-a afectat pe parcursul a câtorva ani. Adică... Era momentul în care puteai să te căsătorești? Adică, ce nu poate face o femeie la 30 de ani? Da, cred că dacă noi suntem credincioși și credem în Dumnezeu, cred că lucrurile astea se întâmplă când trebuie să se întâmple, cum trebuie să se întâmple și dacă nu au fost, înseamnă că nu au fost pentru mine. Dar nu mă consider niciodată că, nu știu, așa a fost să fie. Nu văd ca un handicap al vieții mele sau ca o chestie negativă din existența și a existenței mele, ci eu sunt fericită și bucuroasă că sunt și că trăiesc, că sunt sănătoasă și că duc o viață extraordinară, de împlinită din punctul meu de vedere. Facem această discuție pentru că în curând va avea loc în București un eveniment, se numește Race for the Cure. Tu ești participantă anual la această cursă. Ne poți descrie ce vei face anul ăsta? A fost și un an în care tu ai câștigat? Ai ieșit pe locul întâi? Nu, pe locul 3 am ieșit, dar
În fiecare an particip, mi se pare că e un eveniment important, un eveniment în care marcăm speranța. Evident, cele mai importante în acest ran sunt învingătoarele, supraviețuitoarele, și sunt momente speciale, și o să vedeți și anul ăsta, dedicate supraviețuitoarelor. Ca de fiecare an, Fundația Renașterea s-a implicat și ne-a pregătit și cadouri, și activități, și ateliere, nu numai pentru supraviețuitoare, dar și pentru toți cei care participă, și pentru familiile noastre, și pentru prieteni, și pentru apropiați. Este un eveniment care, până la urmă, înseamnă speranță și înseamnă bucuria de a fi împreună. Și cred că pentru supraviețuitoare înseamnă e o demonstrație a faptului că nu sunt singure. Și sunt foarte multe femei care vin cu soții, vin cu cățelul, vin cu copiii, cu familia, și asta e impresionant. Da, pentru că acest lucru atinge toate segmentele familiei, nu doar pe cel care poartă sau pe cea care poartă această boală. Da, e foarte important. Adică eu mi-am educat într-un fel familia mea în sensul ăsta și chiar le-am cerut să nu îmi plângă de milă și să mă trateze normal, și chiar le-am impus chestia asta pentru că nu am vrut să-i văd că plâng sau că au, să zicem, o atitudine care m-ar afecta și pe mine și nu numai. Adică e foarte important să mă susțină, nu să... Da, e la fel de important și să plângi. Da, știu. Știu, și apropo de blocajul ăla, cred că am avut o perioadă de, după diagnostic, nu știu, mulți ani, aproape de 10 ani, când n-am plâns, n-am vărsat nicio lacrimă, dar nu știu de ce, nu s-a mai întâmplat. Nu întâmplător am vorbit despre acest blocaj emoțional și cred că el există. Vorbeam de Race for the Cure, care se va întâmpla sâmbătă pe 8 iunie. Mai sunt și alte evenimente în care te implici, la Fundația Renașterea, care sunt pentru conștientizare, sau alte evenimente, nu știu, din societate, alte momente? Da, sunt multe evenimente la care particip. Ce am remarcat în ultimii ani este faptul că societatea în general este mult mai atentă la ceea ce înseamnă probleme sociale, la lucruri legate de conștientizare, la lucruri care înseamnă, nu știu, lucruri legate de viața oamenilor, de sănătatea oamenilor. Și mă implic în tot felul de cauze sociale, dar în esență toate acțiunile la care particip sunt legate de partea asta de cancer de sân. Pentru că eu am considerat că dacă Dumnezeu a făcut să trec prin povestea asta, mi-a dat cu un scop, și împărtășind lecția mea de viață celorlalte, practic este ca o lecție de supraviețuire pentru ele, și ăsta e motivul pentru care mă implic în mai multe acțiuni de genul acesta. Nu o fac să-mi fac eu notorietate sau să mă cunoască lumea, ci pur și simplu o fac pentru că eu cred în lucrul ăsta. Cred în puterea exemplului și ceea ce am văzut eu la grupul de suport de la Fundația Renașterea sau la grupul de suport de la Râmnicu Vâlcea la Via Roz, la care mai particip din când ajung în orașul meu natal, pot să spun că puterea exemplului e cea mai importantă. Adică acolo unde femeile astea care trec, unele au trecut, altele le ajută foarte mult să-și depășească momentul ăsta greu, să-și depășească temerile, starea de anxietate, că nu știu ce se întâmplă. Și atunci când văd o supraviețuitoare care a trecut de 10, de 15, de 18 ani, cum sunt eu, pentru ele e un exemplu extraordinar. Adică eu le văd cum pleacă de acolo, că sunt practic alt om când pleacă cu speranța. Pleacă cu speranță, da, că se poate. Da? Dar exact cum ce spuneam anterior, nu trebuie să te încarci și să compari povestea situațiile unui pacient cu a celuilalt, pentru că fiecare cu povestea lui și fiecare se raportează în felul lui, la fiecare pacient în felul său, la povestea asta. Așa este. Tu ești conferențiar universitar la Academia de Studii Economice, Departamentul Marketing. Da, și predau marketing social, chiar partea asta de marketing care înseamnă campanii de marketing legate de fundații, de asociații. Le vorbești studenților despre asta? Da, chiar le vorbesc despre acțiunile mele, despre activitățile mele și le vorbesc despre importanța implicării în problemele sociale, pentru că ei sunt altfel față de generația mea, sunt mult mai empatici, mult mai implicați în cauze sociale.
Eu nu sunt de acord cu eticheta asta pe care o pun foarte mulți oameni cu legată de tinerii din ziua de azi. Eu cred că noi trebuie să avem capacitatea să ne adaptăm la ei și să înțelegem și să vedem care sunt problemele lor și atunci o să-i vedem cu alți ochi și să le explicăm, pentru că ei asta vor. Vor să orice le cer sau orice ai vrea să obții de la ei, trebuie să le explici de ce vrei chestia asta de la ei sau de ce trebuie să facă lucrul ăsta. E foarte important să ai comunicare și conexiune bună cu ei și disciplina asta mie chiar mi-a venit mănușă și mă reprezintă, ca să zic așa, în tot ceea ce fac. Bine, mai predau și alte discipline, marketing și marketingul profesorilor financiare, dar asta e altă poveste, dar asta chiar mi se pare că mă reprezintă și chiar fac practic chestia asta. Am făcut și cursuri de advocacy pentru Fundația Renaștere la Milano și am fost și chiar le povestesc despre chestiile astea și despre atelierele pe care le-am făcut și ce înseamnă partea asta de conștientizare, de awareness, de advocacy și cât de importantă e ea pentru activitățile sociale. Și mie mi se pare că profesorul trebuie să fie model pentru studenți, pentru elevi și întotdeauna trebuie să încurajeze comportamentele pozitive și comportamentele care influențează social viața comunității. Și implicarea în cauze sociale cred că este un prim pas prin care noi demonstrăm că suntem mai buni, că suntem mai empatici, că ne pasă de cei din jurul nostru. Pentru că așa cum Dumnezeu când a creat omul, l-a creat ca o ființă socială care nu poate să stea singur, ci stă împreună cu semenii și cu apropiații săi și trebuie să împreună să creștem societatea românească în special și să fim mai buni, să ajutăm mai mult, să ne sprijinim mai mult și să credem mai mult în cei din jurul nostru, să avem încredere mai mult în noi și în cei din jurul nostru. Ne-am apropiat de finalul ediției. Ți mulțumesc foarte mult că ai participat la această emisiune și că ne-ai împărtășit atât de multe lucruri și aș vrea să te rog să transmiți un mesaj, pentru că tot se apropie acest eveniment în București, celor care doresc să vină sau nu știu, dar au aflat acum. Mesajul meu este să participe chiar dacă nu cunosc pe nimeni cu diagnostic oncologic, să fie alături de femeile care au trecut prin această experiență și pur și simplu să o ia ca o plimbare de 2 ore în Herăstrău pe 8 iunie și să fie acolo la rondul Kiselev dimineața. La 8 încep înscrierile până la 9:30 și cu 60 de lei, cred că atât cât e taxa de înscriere, poți să salveze, nu știu, viața unei femei. Și toți banii ăștia o să meargă spre diagnostic și spre ajutorul femeilor care trec printr-un moment dificil. Da. Cum este tratamentul oncologic genul ăsta de moment, care este greu, dar mesajul meu este pozitiv și cred că de asta suntem noi aici, să arătăm că există speranță, există renaștere și după tratament oncologic și după un diagnostic oncologic. Îți mulțumesc tare mult încă o dată și îți doresc din tot sufletul sănătate și putere să rămâi la fel de tânără și de frumoasă. Mulțumesc pentru invitație!